Una dintre cele mai puternice furtuni care s-au abătut vreodată peste țară va lovi România în următoarele două zile. Sunt așteptate inundații pe râurile care se varsă în Dunăre, tocmai când nivelul maxim al viiturii de pe fluviu ajunge în țara noastră. Pe ultima sută de metri se lucrează intens la întărirea digurilor, unde, după inspecții, au fost găsite breșe. În Giurgiu, pericolul e amplificat de bursuci care au săpat în structura digurilor de pământ. În Telorman, autoritățile ridică baraje din saș de nisip și panouri de aluminiu. Alte localități, tot din sud, sunt pregătite pentru evacuări. Se muncește contra cronometru în așteptarea viiturilor care vor veni și pe Dunăre și pe afluenți. Digurile nu sunt atât de sigure cum credeau autoritățile. O primă breșă de peste 500 de metri se află chiar la vărsarea Oltului în Dunăre, lângă localitatea Islaz. S-a executat un dig provizoriu la acest punct critic, pe o lungime de 540 de metri. S-au folosit 500 de metri de panouri mobile din aluminiu, 3500 de saci umpus cu nisip. Este o zonă de risc în situația în care vor fi ploi foarte abundente și Dunărea va avea un debit foarte mare. Pot fi afectate culturile agricole și un risc foarte mare ar fi să ajungă și în marginea statului. Nu este singurul punct vulnerabil. Lucrări de întărire a digurilor se fac de-a lungul Dunării la Ciocănești și la Borcea în Călăraș și pe porțiunea Stelnica a Bordușan din Ialomița. Malul Dunării este erodat pe o porțiune de 3 km și de-a lungul localității Prundu din Giurgiu. Structura de rezistență a digului este amenințată de bursucii care sapă galerii. Din acest motiv, autoritățile locale și reprezentanții de la Apele Române verifică zona pentru a astupa de fiecare dată gropile făcute de animale. După cum puteți vedea, gropile sunt marcate cu parie pentru a fi ulterior acoperite. Debitul Dunării va depăși 9.000 de metri cub pe secundă în următoarele zile, când România va fi lovită de o furtună neobișnuit de puternică pentru luna septembrie. Ploile torențiale și vijeliile încep de mâine în vestul țării, dar ce este mai rău urmează duminică, atunci când potopul se mută în sudul țării și va fi simțit cel mai puternic în Călăraș, Ialomița și Dâmbovița. De asemenea, este pericol uriaș de inundații pe râurile din Olt, Gorj, Arge și Buzău din cauza ploilor care pot ajunge la un nivel de 100 de litri pe metru pătrat în doar câteva ore. Primarii de acolo au fost anunțați să se pregătească de evacuări. Ar trebui să știe din timp care sunt acele persoane sub risc de imposibilitate de autoevacuare. Oamenii în vârstă, oamenii imobilizați. În gardă au fost puși și pompierii. Ordinul de mobilizare prevede 330 de pompieri către județele care ne așteptam să fie probleme. Și județul Galați rămâne vulnerabil după inundațiile catastrofale de acum două săptămâni. Acolo avem peste 100 de kilometri de cursuri de apă cu albiile colmatate de la inundațiile trecute și unde va trebui să avem o atenție sporită. Ploi torențiale vor fi și în București duminică și aici se iau măsuri pentru a preveni inundarea străzilor. București are o problemă când plouă. Sunt zone care sunt mai joase, apa tinde să se acumuleze acolo și atunci în planurile de urbanism ale Bucureștiului e clar că trebuie gândite zone de infiltrație și să merite Dumnezeu mai mult spațiu verde, pentru că orice zonă verde atrage și absorbe și reduce efectul în asemenea precipitații. Meteorologii se pregătesc să emită coduri roșii în următoarele zile. Unde avem cod portocaliu, este foarte important să monitorizăm atent situația, inclusiv în capitală. Și temperaturile se schimbă dramatic. Dacă astăzi s-au resimțit 34 de grade în București, luni maxima nu va mai trece de 18.